Vaticanul și secretele acestuia. Iar îmi pun întrebări, bă băie, și nu-mi place ce găsesc. De unde știm că sunt secrete? Ce au mai scăpat și ei? Prin media, pe platformele astea sociale? Știm că la Vatican există o bibliotecă care este încuiată. Da, doar câțiva oameni au avut acces acolo și după aia nu s-a mai auzit nimic de ei. Un profesor rus a dus pe acolo să citească și când a intrat și a văzut că sunt 85 de kilometri de rafturi, mâncava-și gura voastră, vreo 35.000 de volume catalogate și puse frumos pe rafturi acolo. Ce a zis ăsta? Aaa, dar ce e aici? Aștept să iasă filmul, că nu citesc atât. Și totuși s-a mai perindat pe acolo și a mai găsit niște înscrisuri, înscrisuri vechi, că este o istorie acolo, bă băiatule, au documente de 12.000 de ani de istorie din Europa. Ideea este că și Biblia are o legătură cu Vaticanul, că sunt bucăți din Biblia ascunse acolo. În 1611, când a fost tradusă Biblia din greaca veche în engleză, s-au pus înțelepții ai timpului și ce au zis? Bă, are 80 de cărți Biblia asta. Trebuie să mai scoatem din ele, că e greu aia. Și au scos 14 cărți. Au rămas 66 de cărți. De ce 66? Că atât au rămas. Da, dar din acele 14 cărți pe care le-au numit apocrife, tradus din greacă înseamnă secret, ascuns. Ei, cele 14 apocrife sunt ascunse undeva prin 85 de kilometri de rafturi. Pentru că erau niște lucruri acolo ce ar fi zguduit omenirea. Așa că s-au hotărât ei că trebuie să ne dea exact ce trebuie noi să vedem și să auzim, ca să fie bine și liniște, că de aia e bine și liniște uneori. Cea mai importantă carte care a fost scoasă de acolo au fost scrierile înțeleptului Solomon. Da, un înțelept care a trăit cu 1000 și ceva de ani înaintea lui Isus. Și ci că ar fi prezis venirea lui Isus și după aia a dat un lucruri macabre, sataniste, ocultiste și cu ritualuri. Și au zis ăștia, nu-i de lăsat așa ceva în Biblie. Așa că au scos-o. Și imediat după, la nivel mondial, s-a inventat francmasoneria. Au pus aia mâna pe carte, golariști nu vor să zică că da, aia-s combinator de ăștia mari. Că știm cu francmasoneria asta, n-ați auzit, că știam eu. Te caută și pe TikTok acum să te bagi la ei. Da, în fine, profesorul ăsta rus care s-a dus acolo și a zis că el vrea să vadă filmul, de fapt și de drept s-a mai perindat un pic pe acolo și a început să mai citească și ci că ar fi găsit niște scrieri de pe timpul sumerienilor, legat cu extraterestri, că au venit pe pământ, că am putea noi să explicăm altfel, că pe vremea sumerienilor, când aceștia vânau cu sulițe și cu pietre ca să mănânce și deodată s-a trezit un sumerian de la ea, să mă apuc eu bă, de construit pac și a făcut pereți, a făcut tăblii de alea, după care a inventat agricultura, a inventat sistemul de irigare, deci a fost ceva nebunie la ăla în cap acolo. Bă, avem plăcuțe nebunilor unde să văd acolo că au un fel de grenăți de alea, de bombe, de cum avem noi, nucleare atomice, și aveau și ei pe vremea aia, ce credeți, că nu s-a mai resetat lumea de atunci? Da, aia zic, da. Toate combinațiile astea sunt ascunse la Vatican. Așa că am o idee. Dacă vrea cineva să mergem să dăm peste ei, să aibă neapărat membership la Wizard, să-mi ia și mie bilet și să-mi plătească intrarea la Vatican. Că am înțeles că au niște opere de artă pe acolo, de rămâi stupefiat, bă băiatule. Știi că ți-au o zi, două, ca să poți să le vezi pe toate și să le admiri. Aș merge și eu, că e frumos, dar vă pup, bă.